stai să te întreb pe tine acum, până ajung la Petronela. Zi-mi cu ce am jignit-o pe Petronela. Eu. Nu, că am zis că... Dacă nu o cunoști, de ce ai vorbit așa de... Și am zis că doar de ce ai luat-o de pe internet sau ce adică... Auzi, când o să ieși afară o să vezi. Da? Știi. Claudiu, ce zice? Că să te trezești. Da, că îți dă, dacă nu. E bune, da, e bun. Vezi că supărați un pic pe tine și eu, deci Claudiu. De ce? Că se așteptau, nu numai, și așa cu comportamentul tău. Tu nu prea te implici în nimic. Acum, de câteva zile, parcă te-ai mai... Și cu Lică v-ați certat. De afară să știi că nu se vede așa situația. Oamenii vă judecă pe voi. Dar fii sigur că în momentul în care se vor face limer de bezi, ești primul care iese. Asta dacă nu te votează fanii lui Petronela. Pentru că ți-ai pierdut toți oamenii care au fost lângă tine. Da? Da. Am și zis că vreau să pe primul. De ce aici? Și prin ce am intrat eu și ți-am zis, tu nu trebuie să iei nume de rău. Da, tu nu-i rău. Pentru că eu numai atât am vrut să îți spun. Tu ai zis că nu-ți plac oamenii care mint. Bun? Ea o declarat în direct. A spus să vorbesc și cu ea, imediat. Că nu a participat la niciun reality show. Așa a spus ea, cu gura ei. Nu odată. Ce? Și de ce ne-a sunat? O fostă de-a ta, ghiși cine? Așa, după tine. O fostă, mi-am multe de astea. Nu așa, gen din astea, din liceu, când erai tu într-a 12. Ovidia? Da. M-a sunat, gen mi-a scris. Ce? Păi m-a întrebat cum de-a mers, cum... O zis că să nu te lasă să-ți alegi orice. Navi, ce zice? Că atâta știi. Nu știu că atâta te duce capul, la ce mă aștept la mai mult din partea ta. Dar cum am vorbit? Oricum, trebuie să-ți transmit un mesaj. Asta nu știu cum. La cine? De la Odette. Nu știu cum. Ce o să-mi fie foarte greu. Ce și nu o să fii deloc încântat de ce o să-ți spun. E rău? Da. Dar nu pot să-ți zic. Trebuie să găsesc o modalitate. Cum o zis? Că... Despre ce? Dar nu mă zic despre ce vorba. Despre cuplu tău, să zic așa. Da, de pe Petronela. O să vezi ce și o să-mi spun cu cine. N-ai cu cine ce? Tu ce? Cu cine faci? Okay. Dar tu ce-ți dorești de la viața asta ca să poți să-ți zic nu dacă ai pe ceva? Așa și cu ea. Dar ar fi mâine să plec, aș pleca cu ea. Ok, îți place ea, dar ce ai vrea pe viitor? Adică ce crezi că ai putea face cu Petronela și n-ai putea face cu altcineva? Aș putea face orice și cu oricine, dacă vreau. Și cu ea pot să fac exact ce fac. Aia depinde și de ea, nu? O să stai aici un timp și o să vezi toată situația de aici, o să-mi dai dreptate. Când aici, o să vezi. Când zic eu. E total diferit și mie. Nu-ți dau nimic. Asta eu l-am primit și atât.